Consiliul Politic Județean al Partidului Social-Democrat Timiș a validat listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senat la alegerile parlamentare care vor avea loc în 1 decembrie. Astfel, în urma votului dat de social-democrați, prima poziție pe lista de la Camera Deputaților va fi ocupată de Sorin Grindeanu, în prezent deputat de Timiș și ministru al transporturilor, în timp ce locul 2 îi revine lui Sebastian Răducanu, actual senator și secretar executiv al PSD Timiș. Adrian Cionca, prim vicepreședinte al organizației județene, va ocupa locul 3, iar Marius Stoian, unul dintre cei mai performanți primari din Timiș, se va afla pe poziția 4. La Senat, lista este deschisă de Eugen Dogariu, senator și prim vicepreședinte al PSD Timiș, în timp ce locul 2 îi revine lui Titu Bojin, fost președinte al Consiliului Județean Timiș. Venim în fața timișenilor cu o listă echilibrată și experimentată, cu oameni care au dovedit până acum că pot ocupa această demnitate și că au puterea să se bată pentru proiectele Timișoarei și Timișului. Fără să fim lipsiți de modestie, cred că avem cea mai bună listă pentru alegerile parlamentare și ne vom prezenta în fața oamenilor cu lucruri concrete, cu proiecte realizate sau în curs de implementare și am mare încredere că toți colegii mei viitori parlamentari vor da totul pentru Timiș, declară Alfred Simonis, președintele PSD Timiș.